Încă dinaintea sărbătorilor pascale, apicultorii sălăjeni au început pregătirile pentru a merge în pastorale la Valea lui Mihai, în județul Bihor. Aceasta reprezintă principala zonă meliferă aleasă de apicultorii sălăjeni, fiind totodată una dintre cele mai mari din țară, având aproximativ 700 de hectare cu salcâm. Cu câteva zile înainte de plecare, apicultorii îndepărtează din stupi fagurii artificiali și cei nou clădiți, repară stupii defecți pentru ca albinele să nu iasă prin alte locuri decât prin cele prevăzute inițial. Apicultorii așteaptă apoi lăsarea serii când zborul albine lor a încetat, pentru a încărca lăzile de albine și a le transporta la destinația propusă. An de an, la Valea lui Mihai poposesc cu stupinele apicultori din județele limitrofe Bihorului, Arad, Bistrița Năsăud, Cluj, Satu Mare și Sălaj. Valea lui Mihai devine o adevărată tabără cu 10.000 de stupi, iar albinele recoltează cea mai bună miere de peste an, cea din floare de salcâm. Stupăritul pastoral la floarea de salcâm de la Valea lui Mihai durează aproximativ 10 zile, iar în cazul în care vremea va fi de partea apicultorilor, munca albinelor din acele zile se poate materializa printr-o producție de 15-25 de kilograme de miere la fiecare stup.